everything changes.
Te blurez. Blurează-l un pic. Lucheze. E cine este? Si eu. Oh! Uite câtă lume n-au făcut. S-a rupt. S-a rupt. Ne-am dat, dar mai dăm o dată. Să fie... Luăm. Stai că stau un pic ca și cu Luca. Dar numai 2 minute. Acasă, nu la cor. E ce cauți tu aici? Ce cu bike, tu ce? Da, mușcă. E ce cu despre biker, mă, tu n-ai văzut. Tu ce cauți? Da, unde e cu bike-ul, dacă ești biker? Da, n-ai avut un fel să vii pe timp cu bike. Dar bineînțeles că...
cara. Ah, mas tô com irmã. Você tá aí, chegou de moinho, não? Tá. Tá bonitinho, né, cara? Parece tanto. Tinha meu tempo, cara. Tinha meu tempo. Não, mas tem que ter muito forte. Eu me amo. Da aí una. Che noi nave. Va bene. Ma c'è che sono che va di poți să te pic mai încoace, chiar pe margine, vie, că sunt pe numele ăsta. Pe lângă gard? Nu chiar lângă gard, un pic mai lângă, de acolo, pe Băitaru. Mulțumesc. Nu e patinat, pe aia zic, Drum bun! Nălasul!
Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. Surprise unboxing. Special unboxing. De ce? Pentru că am luat obiectul ăsta cât am fost plecat prin țară. Orice ați crede că îi, nu-i. Dar este un obiect pe care mi-l doresc de foarte multă vreme și tot n-am reușit să-l iau. De ce l-am luat acum? Că l-am găsit și mi s-a părut ieftin. Că aveam bani. Că, pana mea, mai trebuie să iei și altceva în afară de benzină, cărți și țigări, da. Benzină, cărți și țigări. Cărțile nu o să vi le arăt, nu cred că vă interesează. Obiect. E destul de mare, nu știu cum o să încap aici. O să încap aici pe masă. Deci, măsuța mea specială de unboxing. Va fi de acum înainte. Am și curățat-o, ceea ce în sine a fost un proces. Așadar, salutare YouTube! Ce faceți, you motherfuckers? Dintr-un fail, al doilea fail, primul ați văzut a fost cu camera care nu a înregistrat un drum foarte fain pe care l-am făcut când m-am întors de la Ogna Sugatag. A fost un drum cu curbe și în același timp am înregistrat și faza cu anomalia magnetică din mașină. Am făcut câteva teste cu mașina, am lăsat-o să meargă în sus. Aș fi vrut să pun un pic din traseu respectiv, un traseu foarte fain. Nu am putut să merg cum vreau să merg, unul la mână pentru că a fost trafic, adică în fața mea erau tot felul de motocicliști care se întorceau cu noi de la cheful respectiv. Am mai prins mașini, mă rog. Asta este, oricum nu s-a înregistrat, deci pățăști. Al doilea fail, am ieșit cu motoarele, ce vedeți acum, anume, ca să înregistrez un fel de intro pentru vlogul ăsta și un fel de outro pentru vlogul ăsta și doar că l-am ajuns acasă, am realizat că microfonul nu funcționa pentru că s-a rupt un fir și nu mergea. De atunci încerc să rezolv chestia asta cu partea audio, dar până acum n-am avut succes, mi-am desfăcut camera, a lucrat că am cuplat un microfon la două fire care m-am gândit că vin de la un microfon, ce să vezi, veneau de la boxe. Fail mini tehnicus, asta e descrierea cea mai bună. Mi-am cumpărat niște căști, mi-am schimbat montura, video de mâine o să fie cu montura nouă. Dacă o să se întâmple video de mâine, nu știu exact, dacă reușesc să rezolv cu microfonul, o să vi le arăt la un moment dat și căștile, o să pun toate căștile pe care le am, câteva sunt de vânzare. Nu știu când, dar s-ar putea să apară și un link cu, nu știu, o să le pun pe o link. Cam despre asta e vorba, mersi că v-ați uitat, am reușit evident să fac chiar un video foarte lung. Urmează unboxing-ul la obiectul fantomă, nu o să vă vină să credeți ce e, dar asta este, mie îmi place, mie trebuia pățări. Mersi mult că v-ați uitat, dați un like dacă v-a plăcut, dați un dislike dacă nu v-a plăcut și dați un share pe YouPorn, pe, nu știu, Atomic TV sau nu știu care site-uri pe care umblați voi și ne vedem în următorul video. Mersi mult, o zi faină, mănțucat, pa! Pa-da! Deci, bun.
să spun că te-ai ajuns aici. Deci este, ca să nu mai pun, food steamer. Din punctul meu de vedere, este cea mai importantă piesă de mobilier activ dintr-o casă. Mai nu e cea mai importantă. Pe lângă frigider, mașină de spălat și... și atât. Și aragaz, că sunt unele chestii care nu merg decât pe aragaz. Dar, prima chestie, ar trebui să citesc ce știe face. Dacă aș găsi unde scrie ce face. Eu l-am adus de la Timișoara, Sibiu, Satu Mare, în mașină, în portbagaj, deasupra la toate chestiile, s-o dat de toți pereții, pentru că eu iau curbe, adică da, eu conduc. Și nu are absolut nimic. Da? Adică bine, încă nu-mi dau, nu știu dacă nu s-a stricat ceva înăuntru, dar sperăm că nu. Și aici sunt trei vase împachetate în plastic, individual, și cu găurele. Prin chestia asta, apa urcă, adică aburul urcă de jos în sus. Că ce să vezi, așa funcționează fizica în lumea asta. Deci asta este o mașinărie care funcționează pe niște principii fizice foarte simple și te ajută foarte mult. Da? 1, 2, 3. Undeva trebuie să vină și chestia asta, dar încă nu... Aici s-ar potrivi. Dar nu înțeleg rostul. Adică încă nu înțeleg rostul în toată treaba asta. Culmea, ce să vezi, se potrivește și în asta. Pentru că vezi că are niște trepte aici. Și dat fiind faptul că sunt trei, mă aștept să se potrivească și în cea mai mică. Evident. Să potrivească și capacul peste ea, evident. Mă gândesc că e o chestie care te ajută să încălzești ceva numai. Kind of. Ara. We'll see. Mami. I want to see. The pussycat. Obiectul. Obiectul așa, arată așa. Deci e foarte cald. Am găsit și unde scrie chestii. Era pe cur. Dar de fapt nu scrie mare lucru. Scrie numai că este un steamer alimentar. Importator Gorenje, nu știu cum se pronunță chestia asta, Gorenje, whatever. România, da? Și în principiu zice că se alimentează la 220, care putere maximă de 900 de W și o putere nominală de 755 de W. Păi foarte puternic, dar și celelalte, care erau mai erau 3, adică două, până lângă ăsta, cu ăsta 3, erau tot de 900 de W. Deci, altă variantă de mai puternic nu aveam. Manual de utilizare, o să vedem cum se utilizează. La prima dată să scoată o chestie de aici. Aici, ce avem? Asta este un fel de axibil, de folie, care o să dau jos.
Chestia asta, compusă din o tăviță. În vasul ăsta se strânge apa care se care condensează pe pereții ăștia sau pe mâncare sau pe ceva din interior, pe ce pui, da? Dacă nu, pe pereți, da? Condensează, cade aburul, se ridică, condensează, cade aici. Aici zice minim, maxim, deci maximul undeva la jumătate acestui bol. Deci un filtru pentru impurități mai mari. Încă nu știu exact cum o să funcționeze, dar o să vedem. Poate fi alimentat cu apă și în timp ce funcționează, pentru că are chestia asta. Cam asta e toată construcția. Super sexy. Manual de utilizare. Să găsim ceva limbă care să nu înceapă cu Somobdejni, Varna, Pop, Basmec, Fos. Deci ăsta e capacul. Da. Iar ăsta zic e castron pentru supă și orez. Evident, pentru supă înseamnă să încălzești supa. Iar pentru orez, din ce am observat eu, nu se face bine. Orezul la chestia asta nu se face bine. În schimb, ce am făcut și funcționează foarte bine, este să pui aici tot ce vrei să pui. Dacă vrei să faci orez cu legume, cu carne, cu chestii genul ăsta, pui toate chestiile aici, carnea și legumele pe care vrei să le ai în, pe lângă orez. Lași să se facă, recoltezi apa. Din chestia asta, în mod periodic, într-un vas, și fierbi orezul paragaz în apa aia. Giugiuc, întâia cremalit. Hashtag Oedip Fireblade, Cava Sexy, Seme Bike Life, Omnia Nihil.